mi-am asumat și astăzi am mai spus nu știu câte ori, îmi cer scuze, nu mai vreau să continuăm nici o poveste, nici un glumă, nici un mișto, că nu-i frumos. N-are rost, chiar dacă cineva ți se pare într-un fel, nu, no, trebuie nu neapărat să-i bat cu nu câștigi nimic, nici el nu pierde, nici tu, nici el nu câștigă, nu, nici tu. Nu, nici nu câștigi, nici nu pierzi. Ba, câștigi că-l faci pe la să suferă, să nu știu ce, adică ce? Asta nu câștigi, din contră, e o pierzi, chestie nu. Că tu urmezi, că sunt doar ce rău, tăi... Da, aia zic, da. Și dacă te bucuri după aia, arăge răul ăla, iar o pățești cu care... Știi ce mă gândeam eu, Nuț? Că am zis-o, bă, câte fete am, cu câte fete am terminat, eu neasumat. Și le-am spus, nu le-am spus nimic de fapt. Dar bine, au fost relații din astea, vezi, doamne, nu le poți numi relații. Nu le poți numi relații, dar cumva nu le-am mai dat niciun răspuns. Nu le-am spus, băi, fată, nu mai termin, eu asumam, știi? Nu mai, am terminat, nu mai simt să mergem înainte. Și am fugit și n-am spus nimic. N-am răspuns la telefon, pur și simplu am fugit. Băieții, mă, mai și cumva s-au simțit umilite, deranjate, nu? A, păi eu ți-am zis, nu știu, deranjate, poate. Dar n-ai cum să ieși dintr-o relație. Nu, că am încercat de fiecare dată să fac să fiu bine. Nu, mă, eu până acum câțiva nu eram asumat. Ai rămas cu majoritatea, da. Prieten. Majoritatea, da. N-am, știi că n-am vrut să supăr sau să... Și am mai rămas prieten. Am întâlnit, ne-am salutat, ce au ce faci. Stai o clipă cu prietenele care eu am fost relații prieteni de lungă durată, am rămas, să știi bine. Dar cu cele pasageri așa, în relație când ne-am despărțit, nu a existat vreo jignire, ceva de comun acord, ne-am despărțit și gata. Eu nu pot să spun o prietenă atâta o relație ca lumea. Restul a fost așa. Dar sunt pasageri. La încercări. Că așa, poate în timpul relației, mai ziceam ambii câte o... Și mai ales că eu... Nu, no, până să am prima prietenă, nu prea am avut așa, am avut ceva copilării de alea, la 18 ani, până la 18 ani, știi? Aia pot să zic. Și noi care credeam că să fii femeie e greu, e complicat și pentru bărbați. Sigur că e complicat și pentru ei. Și ei sunt copiii noștri, nepoții noștri, iubiții unora și așa mai departe. Și pentru ei e complicat. Dar ați văzut că, într-un fel sau altul, nici ei nu sunt mulțumiți de situația asta, de conflictele din casă, de starea de tensiune până la urmă. Și pe ei afectează. Vedeți, dumneavoastră, cât timp a fost Valentina aici, a avut acele instrumente muzicale și au avut o ocupație. Acum Valentina a plecat, luându-și instrumentele, bineînțeles, nu mai au, numai sportul, eu mai rămas. Au rămas cu vocea. Și acum dau drumul la sonor, fără să gândească. Exact. Acum ați vocali toți. Soliști. Vocali. Și după aia le pare rău. Eu cred că le pare rău, dar trebuie să-ți pară rău. Are vreun rost după ce ai dat drumul la porumbel? Hai vorbă înapoi, nu se poate. Nu se poate. Mai bine, nu, amintește-ți că limba este în spatele dinților și judecă prima dată înainte de a nu gândi cu voce tare. Strânge din dinți și gândește de două ori și rostește o singură dată. Mama avea vorba asta pentru că aveam o vecină care tot timpul umbla așa cu zisul, cum era la noi Radio Șanță, și zice, m-am scăpat. Apoi te-ai scăpat așa... Nu uita că limba e în spatele dinților, mușcă-ți limba dacă nu poți tăcea. Da, era corect. Și o vorbă. Dacă părerile de rău a rezolvat totul, de ce ar mai exista legi și poliție? Așa, asta e adevărat, dar sper să nu se ajungă până acolo, ferească Dumnezeu. Clar. Și eu sper să, și sunt convinsă că nu va fi așa, dar important e să ne găsim resursele interioare.